Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. Pe parcursul zilei de astăzi, o organizație obștească intitulată Urmașii lui Ștefan cel Mare au organizat o conferință de presă în care ne-au anunțat despre următorii pași pe care vor să-i întreprindă la capitolul susținerea tinerilor și ridicarea gradului de transparență în aspectul decizional. Aceste aspecte, dar și altele ce țin de acest eveniment, vom încerca să le discutăm împreună cu Dumitru Roibu, președintele Asociației Obștești Urmașii lui Ștefan. Bună seara! Dorin Anastasia Foiu, membru Asociației Obștești, de asemenea Urmașii lui Ștefan. Bună seara! Bună seara! Și Dorin Ciurea, membru și el a Asociației Urmașii lui Ștefan. Bună Bună seara seara! Și bine ați venit! Domnule Roibu, pentru început, haideți să ne spuneți care au fost, de fapt, principalele obiective pe care vi le-ați propus și în ce constă acest proiect pe care l-ați lansat astăzi. iExpert este un curs de dezvoltare a abilităților și capacităților de lider, care noi, atunci când am planificat acest proiect, am determinat că grupul țintă pentru noi sunt tineri între 16 și 26 de ani. Fie că e vorba de elevi din licee, studenți în universități, colegii, absolvenți deja, pentru ca să le oferim lor o platformă unde ei ar putea pe viu să discute cu cei mai renumiți experți în diferite domenii și de la care ei ar putea să preia anumite practici, o anumită experiență, poate să învețe ceva ce le permite lor să se angajeze sau să evite anumite situații tensionate în lucru, în relații personale, în relații cu conducere și așa mai departe. Deci noi considerăm că asta este o platformă foarte bună de promovare a noilor lideri, de a dezvolta în ei inițiativa de lider astfel încât plecarea din țară sau emigrarea să nu mai fie un trend, dar să fie trend acest curaj de a rămâne în Moldova, de a promova proiecte de oricare gen, de a te afirma ca o persoană publică sau în domeniul afacerilor în țara noastră, astfel încât să oferi o mai mare șansă de dezvoltare țării noastre și să nu mergem la urma urmei să dezvoltăm alte state, dar să avem grijă de ceea ce este al nostru. Iată, iExpert este un proiect care va uni tineri din diferite regiuni. Deci, reieșind din aplicările pe care noi avem acoperire națională, din numărul de aplicări care deja există, cu toate că mai sunt în câteva zile în care tinerii ar putea să aplice, noi avem acoperire națională. Și asta ne dă nouă șansă să credem că acest proiect va contribui la dezvoltarea inclusiv regională, pentru că acolo să apară noi lideri care se promovează noi idei, noi concepte de dezvoltare a comunităților locale și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, ca tinerii aceștia să dea un imbold altor tineri, da? Să meargă deci acest val de inițiativă sau de inspirație pentru alți tineri ca ei să-și vadă viitorul lor în Moldova. Iar asta este punctul nostru, scopul nostru final spre care noi tindem. De ce 16-26 de ani și nu 18, spre exemplu 30? Bun, categoria de tineri se începe la 18 și termină la 35 de ani. Noi am considerat că 16 ani ar fi bine pentru elevii care deja sunt în liceu și se gândesc care specialitate ar trebui să o aleagă atunci când absolvesc liceul. Iar discuțiile cu experți în diferite domenii i-ar ajuta pe ei mai ușor să se determine cu ceea ce lor le place să facă, unii ei s-ar regăsi în care specialitate. Iar 26 deja se referă la studenții care au absolvit o instituție de învățământ, iar practica pe care ei vor prelua o timp de 3-4 luni de zile cât va dura acest proiect, le va permite să se angajeze sau să lanseze anumite proiecte de afaceri sau să aibă anumite contacte personale cu oameni de vază din societatea noastră. Haideți să discutăm despre voluntariat. În secolul 21, în anul 2017, mai este în vogă a face voluntariat? Ce determină un tânăr pentru a adera la aceste asociații obștești și de a face parte din asemenea proiecte? Desigur că este în vogă să faci voluntariat, pentru că acesta este un mijloc prin care tinerii se afirmă și demonstrează câtă inițiativă au ei și, de fapt, prin aceste proiecte își modelează caracterul său, personalitatea sa și acestea le permit lor să vadă o gamă mai largă de domenii și să se afirme în acestea în diferite modalități, începând de la cum să comunici cu ceilalți din jur, cum să acționezi tu într-o situație neprevăzută și așa mai departe. Și tinerii acceptă aceste provocări pentru că tinerii noștri sunt deschiși spre noi schimbări. Domnule Ciurea,
Haideți să vedem care sunt așteptările de la proiectul pe care l-ați lansat astăzi, mă refer la iExpert. Da, în special ne așteptăm la niște tineri, noi talente, dacă se poate așa de exprimat, care, într-adevăr, la momentul actual, sunt mulți tineri talentați care au idei, dar n-au posibilitate. Și eu sper că pentru ei proiectul dat, într-adevăr, va fi un bun start pentru ceva nou, pentru ceva frumos și, îndeopște, pentru dânsi, poate va duce careva schimbări în viața lor personală. De ce nu? Domnule Roibu, haideți să discutăm un pic despre transparență în procesul politic decizional și haideți să vedem acest proiect pe care îl propuneți dumneavoastră astăzi, în ce măsură vine să ridice acest grad de transparență, pentru că aici îmi permit să fac o mică paranteză. Astăzi, în cadrul conferinței, am văzut că vă propuneți să activați sau să sondați mai multe domenii de activitate. Și întrebarea e una firească în acest context. De ce anume acestea și nu putem extinde sau care sunt obiectivele? Revin la întrebarea anterioară. Dacă noi să vorbim despre transparență, procesul decizional în Asociația Urmașilor Ștefan, atunci eu o să mă folosesc de modestia mea și o să spun că este 100% transparent. Da. Iar dacă noi să vorbim despre transparență în procesul decizional la nivel de stat, bineînțeles că noi aici avem probleme și lacune destul de serioase. Noi, în calitate de membri active societății civile, am monitorizat cu mare atenție mai mulți pași, mai multe acțiuni a diferitor factori de decizie din țara noastră. Iată, eu o să mă refer la un caz, că dumneavoastră înțelegeți cum societatea civilă poate contribui la promovarea transparenței în procesul decizional. Era un ordin semnat de către Ministrul Transporturilor și Ministrul Mediului, prin care ei au instituit o asemenea sintagmă în domeniul juridic, ca gropi de împrumut, unde ei permiteau din anumite sectoare să fie extras substanțe minerale utile, fără a fi achitat nimic absolut la bugetul de stat. Atunci când noi am intrat în esență, am înțeles că de fapt exista un conflict între cariere și ministrul transporturilor, care le-a spus, dacă nu vreți să lucrați la prețurile care eu le cer, atunci noi scăsăm alte posibilități. Noi, bineînțeles, că am văzut în asta motive de și suspiciuni de corupție, noi am văzut în asta încălcări de legislație, noi am văzut încălcarea codului subsolului și a altor legi. Și noi ne-am consfătuit cu alte organizații, am luat o decizie de a organiza o conferință de presă, am întocmit scrisori din numele organizațiilor noastre, către Procuratură, către Centrul Național Anticorupție, ca peste, cred că o lună sau două luni de zile, să primim totuși scrisoarea finală de la Centrul Național Anticorupție, în care se spune, că Ministerul Mediului și Ministerul Transporturilor au inițiat procedura de abrogare a ordinului despre care eu v-am vorbit. Și într-adevăr, chiar câteva săptămâni în urmă am încercat să văd pe site-ul unde sunt amplasate toate legile Republicii Moldova, acest ordin este abrogat. Iată, asta este un bun exemplu cum societatea civilă, atunci când își concentrează eforturile, când își determină pentru sine clar care este forța sa, ei pot obține succes. Iată, prin așa exemplu, noi am putut să punem la punct Ministerul Mediului și Ministerul Transportului. S-ar părea cine, da? Câteva organizații obștești și cu cine spune, cu Ministrul Transportului și cu Ministrul Mediului. Într-adevăr, societatea civilă are o forță în sine pe care probabil nici ei nu-și dau seama cât de mare ea este. Da? În diferite state, societatea civilă a putut să schimbe foarte multe lucruri și în Republica Moldova tot așa este. Dacă domnule Roibu, la noi societatea civilă e amorfă? Nu. La noi societatea civilă nu este amorfă. Noi trebuie să pornim de la ceea că țara noastră, în primul rând, este mică ca număr și organizații, chiar dacă sunt 5.000, organizații active sunt foarte și foarte puține. Comparând cu statele vecine sau în genere cu întreg arealul european, noi o să vedem că societatea civilă din Republica Moldova nu beneficiază de o atenție necesară din partea statului. Și a ce mă refer, fie că este vorba de programe de granturi, fie că este de anumite forumuri, târguri și așa mai departe. Majoritatea evenimentelor care se desfășoară în țara noastră se desfășoară pe banii europeni sau americani sau a altor structuri. Este un mic program de granturi la Ministerul Tineretului și Sportului și atât. Deci ca să spunem că să învinuim societatea civilă că ea nu este suficient de activă, noi trebuie să înțelegem că nici starea economică nu permite unui om să jertfească tare mult pentru scopuri obștești, nici statul nu are deplini mecanisme și în unele cazuri și voință politică de a acorda bani și de a susține societatea civilă sau nici nu mai spun de a finanța asemenea proiecte de tineret.
Dar cert este că, iată, chiar anul trecut a fost adoptată legea celor 2% și deja sunt organizații care au început să beneficieze de acest program, deci începând cu 1 ianuarie, oricare salariat poate depune o cerere la angajator prin care el spune că 2% din salariul său dorește să-l doneze organizației cutare, codul fiscal, contul bancar și așa mai departe. Asta este un pas bun. Și sperăm că mai multe organizații vor putea să aibă acces, pentru că asta le-ar oferi o anumită libertate de acțiuni și o anumită libertate de opinii chiar și în anumite locuri. Pentru că eu nu vreau să dau nume, dar sunt la noi organizații umbrelă, care echipurile reprezintă tineretul. Și atunci când vine vorba despre probleme grave, cum ar fi problema tinerilor din școlile cu nevoi speciale, da, a copiilor dați, atunci ei, în urma expertizei și a studiilor pe care le fac, ei ajung la concluzie că nu este nicio problemă, ca ei, ca școlile dați, să fie închise, iar copiii să fie distribuiți în alte școli, integrați în clase cu copiii, hai să spunem, fără probleme de sănătate de acest gen, ceea ce la urmă s-a dovedit a fi o catastrofă. Însă, iată, acești reprezentanți a societății civile au spus că nicio problemă nu va fi. Deci aici trebuie să fim atenți. Domnișoara Foi, eu vreau să vă întreb, de cât timp sunteți în cadrul acestei organizații și, de fapt, care ar fi motivația? Iată, pentru telespectatorii care sunt cu ochii pe noi la această oră, cum i-ați îndemna ca să devină și ei membri sau cel puțin să aplice la acest proiect despre care discutasem un pic mai devreme? Activez în această organizație de 2 luni și vreau să vă spun că în acest timp am reușit să merg și într-un proiect lansat la fel de organizația noastră în România, unde am făcut schimb de gânduri, experiențe cu alți participanți din alte țări și am învățat mult despre ce înseamnă un proiect, cum să-l planifici și cum să-l organizezi. Referitor la proiectul nostru, vreau să spun că este unul care i-ar determina pe tineri să își aleagă cariera profesională și le-ar da răspuns la multe întrebări referitor la faptul că când întrebi un tânăr din ziua de astăzi, îți spune că vrea cât mai repede să plece, să se realizeze în altă parte. Dar acest proiect este o dovadă că poți să te realizezi și aici, deoarece vor fi întâlniri cu oameni de succes din Republica Moldova, care au reușit să se afirme la noi și să îndemne și pe tineri la fel să rămână și să lupte pentru o carieră de succes aici acasă. Haideți să vedem. De regulă, indiferent de perioada de timp, clasa politică are mai mult sau mai puțină încredere în rândul populației. Pornind de la faptul ăsta, vreau să facem cel puțin un pronostic pentru următorii 5 ani, care sunt necesitățile acute de proiecte implicate și în ce domenii, prin ce segmente se simte această necesitate și unde veți fi prezenți. Când zic unde, mă refer la membrii asociației și pe ansamblu poate asociația. Da. La drept vorbim despre noi, eu totuși sper că în organizația noastră se vor alinia mai mulți tineri dornici de a schimba situația actuală la noi în Moldova în mai multe domenii, nu mă refer numai la domeniul politic, ceea ce, nu știu, e legat de noi, sper că noi vom reuși într-adevăr să adunăm o echipă bună de niște profesionaliști, poate chiar și o nouă elită politică, dacă îmi permit să spun așa, de ce și nu. Vedeți că sunt tare multe probleme la nivelul acesta. Dar, în special, mi-aș dori ca tinerii, într-adevăr, care au idei, care vor să facă ceva, să schimbe, dar nu știu de la ce să înceapă. Și i-aș îndemna, într-adevăr, să înceapă primul pas, că cum și zicea și Confuții, vrei să schimbi viața, trebuie să începi la tine și lumea din prejur. Da, domnul Roibos, spunea noi, ceva. Noi ca organizație acoperim un domeniu vast de domenii. Un spectru larg de domenii de activitate. Deci vorbim mai mult despre cele în care noi avem real instrumente să activăm, iar noi putem să activăm în sensul în care utilizăm la maxim lucrul de voluntariat în rândul tinerilor, pentru că asta la urma urmei produce un efect, produce o vizibilitate, produce schimbări de atitudini referitor la diferite fenomene din societatea noastră. Iată,
în cadrul proiectului nostru ai expert, noi inițial ne-am gândit la 20 de domenii, ca mai târziu să fim nevoiți să renunțăm la câteva din ele. Iată, prin domeniul diplomației, politică, afaceri, literatură, știință, administrație publică centrală, cultură, jurnalism, securitate, acestea sunt niște domenii care cel mai des domină opinia publică în societatea noastră, da? Atât prin domeniul securitate, de exemplu, noi vom încerca să înlăturăm anumite stereotipuri legate și de conflictul transnistrian, și de relațiile noastre cu NATO, și de relațiile noastre cu Federația Rusă, și impactul conflictului din Ucraina, din Estul Ucrainei asupra Republicii Moldova. Din domeniul literatură, iată, noi avem un invitat pe care nu s-o obosesc niciodată să-l repet, Denis Roșca, care a scris Cartea de aur a Basarabiei și a Republicii Moldova, în care el a însumat 2000 de biografii a celor mai renumiți moldoveni din toată lumea, care au inventat o sumedenie de lucruri care au un impact asupra dezvoltării întregii lumi și inclusiv până în ziua de azi, inclusiv și modul pe care Neil Armstrong a aterizat, într-un fel să spunem, pe Lună, a fost proiectat de către un moldovean din Leuven. Acestea sunt niște informații care atunci când un tânăr le aude, el înțelege că noi avem șanse de dezvoltare destul de mari. Și inclusiv domnule Roibu, 7 martie, 3 iunie, acesta este intervalul în care se vor desfășura aceste întruniri. Apare întrebarea firească. Cu ce se va finaliza? Înmânarea unor certificate și ne luăm rămas bun unul de la ceilalți? Nu, este o greșeală în viziunea mea și da. Poate nu la locul său să gândim da. Că aceste inițiative sau inițiative de acest gen se finalizează de obicei doar cu înmânarea certificatelor. Și eu o să vă dau un exemplu foarte simplu. În activitatea mea ca membru a organizațiilor și ca voluntar și ca coordonator de proiecte, am reușit să vizitez cel puțin 27 de țări. Iată, atunci când mergi într-un proiect și tu o săptămână interacționezi cu oameni din diferite țări, nolens volens, întorcându-te acasă, tu continui comunicarea cu ei. Apar noi oportunități, apar noi proiecte, aceste proiecte produc noi efecte, inclusiv și sub aspectul lansării anumitor inițiative care ar putea fi implementate în Moldova și eu am avut ocazia să mă bucur de asemenea proiecte. Iată, și la aspectul colaborării cu organizațiile internaționale, chiar noi în februarie, data 2 februarie, am aplicat cu 3 proiecte în Uniunea Europeană, care să fie implementate în Republica Moldova. Dacă noi o să transpunem aceste practici la nivelul proiectului nostru AI-Expert, atunci fiți siguri că se vor întâlni 50 de tineri care sunt dornici de a lansa inițiative, de a organiza ceva, de a petrece timpul plăcut, într-o atmosferă plăcută, cu oameni apropiați sufletului și care, bineînțeles, să unească oamenii după interesele proprii. Iată, schimbarea în societate înspre bine, întărirea simțului de patriotism și de dragoste față de țara noastră și de viitorul nostru, acestea vor fi lucruri care vor apropia oamenii într-un grup aparent în cadrul sesiunilor pe care noi le lansăm, dar și în cadrul altor activități care vor merge în paralel cu aceste sesiuni, da, de întâlniri cu diferiți experți. Bineînțeles că data de 3 iunie este doar o dată simbolică în care noi mânăm certificatele, ceea ce nu înseamnă că acolo relația noastră cu participanții se va finaliza. Da, pentru unii asta poate fi o realitate. Situațiile pot fi diferite. Însă noi suntem siguri că atunci când tu motivezi un tânăr ca el să-și schimbe atitudinea față de viitorul lui în această țară, să-și schimbe atitudinea lui față de diferite fenomene care se întâmplă în societatea noastră, când el începe să se descurce mult mai bine în felul în care sunt tratate foarte multe evenimente și fenomene, atunci fiți sigur că el va beneficia de întreg suportul organizațional din partea noastră în vederea lansării a unor noi inițiative. Ceea ce v-am spus anterior, noi vrem ca asta să fie un val, nu să se limiteze doar la cei 50 de participanți care vor participa în AI-Expert, dar să meargă mai departe și ei să motiveze alți tineri care la fel să lanseze inițiative la nivel local. Eu cu alte ocazii am mai spus că rezerva adevărată a tinerilor inteligenți și puternici se află în mediul rural, doar că noi acolo încă nu am pătruns. Și atunci când noi vom încerca să transpunem practica noastră care noi implementăm în oraș, mergând în raioane, în sate, atunci noi vom descoperi adevărații lideri care sunt căliți în adevărat sensul cuvântului și care vor putea produce schimbare începând de la cel mai jos nivel, de la sat. Domnul Șarafoiu, vreau să aflu
acest proiect și acțiunile pe care vi le propuneți ca și organizație vin să schimbe oarecum actorii politici într-un viitor apropiat sau ar veni să ofere o ușă deschisă spre lansarea în politica mare a anumitor tineri? Pentru că 25 de ani, practic, atât societatea civilă cât și cea politică recunoaște că avem unul și același peisaj. De aceea apare această întrebare. Acest proiect nu este doar despre politică, dar acest compartiment are și el locul său acolo și cred că tinerii noștri se uită cu niște ochi foarte dezamăgiți la politica de astăzi și ei vor schimbarea de la ei și mulți dintre ei chiar se văd deputați sau mari coordonatori și eu chiar cred că sistemul politic va fi schimbat de noi tinerii de astăzi care au alte viziuni și speră la cu totul o viață diferită de ceea ce ne propun politicii astăzi. Noi trebuie să menționăm că atât mișcarea urmașului Ștefan cât și proiectul nostru expert sunt proiecte total apolitice, ceea ce înseamnă că noi nu sprijinim și nu facem campanii electorale și nu promovăm niciun partid și niciun om politic. Bineînțeles că noi ne vom întâlni în cadrul... Dar în același timp poate fi o trambulină de a se face cunoscută această persoană și de a merge de fapt de a îmbrățișa o anumită, de ce nu și doctrină. Nu, noi în cadrul sesiunilor noastre noi invităm oameni deja cunoscuți. Eu nu cred că mai sunt tineri care nu știu cine este Valeriu Stalev, de exemplu. Tineri interesați de domeniul securității statului sau în mediul european. Eu nu știu dacă este cineva care nu cunoaște despre... Nu vreau să dau din numeric ca să nu fac publicitate, dar unul din cel mai mari, chiar cel mai mare concern de vânzări auto din Republica Moldova, care ar putea să vină să împărtășească cu noi o anumită experiență. Eu nu știu dacă mai sunt tineri interesați de literatură care nu-l cunosc pe Denis Roșca. Deci noi nu este niciun tramplin de a promova oameni noi în sensul de a-i face public și de a le face lor capital, poate la ce vă referiți dumneavoastră politic, nu este asta despre proiectul nostru, noi vrem doar ca să preluăm cele mai bune practici, cele mai bune experiențe de la ei și eu v-am spus anterior. Fie că e vorba de felul în care te angajezi, fie că e vorba de anumite experiențe internaționale, de colaborare cu cineva, fie că e vorba despre relațiile tale cu șeful sau cu colegii, astfel încât tinerii să se îmbogățească. Doar noi înțelegem destul de bine că când se întâlnesc doi oameni, nu se poate întâmpla așa că nimeni de la nimeni nimic nu ia. Este o anumită interacțiune între ei și fiecare se influențează reciproc. Iată, asta și noi vrem să producem prin a le organiza anumite întâlniri cu acești oameni de mare valoare. Domnule Ciurea, am studiat cel puțin în momentul în care a fost lansată această asociație obștească și unul din obiectivele pe care le propuneați atunci este promovarea toleranței etnice și pe ansamblu. Vreau să vă întreb, astăzi tinerii în mod special simt că anumite segmente de populație sunt discriminate? Da. Într-adevăr, putem să spunem că chiar și mergând, nu știu, într-o instituție de învățământ, vorbitorii, de exemplu, de limba rusă și invers, vorbitorii de limba de stat se află într-un colectiv în care majoritatea vorbește limba rusă sau invers, se simt într-un oarecare fel discriminați. Și noi ne-am luat ca obiectiv de bază să scoatem, nu știu cum să spun, ideea și exemplele astea urâte care, nu știu, predominau poate cândva mai înainte. Noi vrem să le aducem la toți ideea de bază că trebuie să fim toleranți, trebuie să îi respectăm pe toți și să spunem că noi ne mândrim însăși cu valorile și tradițiile care ne unesc pe noi toți. De ce înseamnă a fi un cetățean activ? Iarăși desprind din ceea ce aveți. Mai este în vogă, astăzi mă leg de această noțiune, dacă un cetățean ar mai trebui să se implice și în alte activități sau exerciții democratice pe lângă faptul prezentării la urna de vot și aruncării buletinului în coș. Desigur, un cetățean activ, eu cred că trebuie să fie fiecare, deoarece chiar mergând și pe drum, văzând un om care are o purtare, să spunem așa, mai puțin adecvată, chiar și, nu știu, fumând o țigară și aruncând resturile sau, nu știu, după o mâncare pe drum, eu cred că fiecare din noi ar trebui să-și iei o poziție activă și
să-i spui că asta nu e, nu e corect. Da, noi avem experiență în cadrul, nu doar asociației, dar și parcursul activității noastre, când noi, de exemplu, eram deranjați de faptul că într-o anumită zonă a unui drum se vede foarte slab că aceasta este trecere pietonală. Dar nu este niciun semn, nu este niciun semafor. Noi înțelegem că oamenii care trec pe această trecere sunt expuși pericolului, dar înțelegem și pe șoferi. Șoferii nu au niciun indiciu că acolo ar fi trecerea de pietoni. Și atât dacă vorbim despre cetățenii activi, nefiind membru a unei organizații, nefiind voluntar undeva, liber pot să te așezi să scrii o scrisoare către administrația publică locală în care încerci în vocabularul și în termeni pe care tu îi dispui să exprimi faptul că iată acolo nu este evident trecerea de pieton, ceea ce cauzează pericole pentru tine. Și fiți sigur, noi avem așa experiență când organele de stat reacționează la scrisorile pe care noi le trimitem și ele se referă nu doar la acest moment, ele se referă și la cazuri de corupție și la anumite inițiative civice, la inițiative de parteneriat. Deci cetățenie activă este în viziunea mea, este un izvor nesecat de posibilități pentru cetățeanul de rând. Pentru că a merge și a vota este un exemplu primar de cetățenie activă. Iar cetățenie activă se extinde mult peste acest proces de alegeri, în care tu nu doar că îți oferi votul de încredere pentru cineva care să te guverneze, să te conducă, dar tu contribui. Și de la care ai dreptul să ceri, dar iată, seamă. Dar ca să ceri, trebuie să știi cum să ceri, trebuie să știi să faci lucrul ăsta frumos. Da, protestele sunt o metodă, dar sunt și alte metode, da? Trebuie să știi să ajuți poate undeva cel care a încredințat votul. Și asta se referă nu doar la conducere, da? Doar între prieteni sau între rude, noi doar înțelegem că nu toți sunt perfecți, toți greșesc. Iată, în anumite momente cetățeanul poate să folosească pe deplin drepturile sale ca să schimbe mersul lucrurilor în societate. Și asta pornește și de la nivel local, în comunitatea locală, în zone rurale, raion, municipiul Chișinău și alte orașe. Domnule Roibu, rămânem albi acelui iași câmp semantic. Astăzi dumneavoastră ați enunțat o teză interesantă în viziunea mea. Vorbim despre noțiunea de patriotism. Nu e arhaică? Patriotismul se încearcă a fi făcut arhaic. De și ce? Asta nu este doar cazul Republicii Moldova, asta este și cazul unor țări din Uniunea Europeană, dar noi vedem că deja aceste lucruri nu mai lucrează. Uitați-vă situația din Ungaria, unii oameni au devenit. Ce înseamnă a fi un patriot bun? Iată, poate pornim și de aici. Un patriot bun este persoana care își vede țara sa într-un fel, ca centrul lumii. Toate lucruri pornesc acolo și toate lucruri trebuie să sfârșească acolo. Un patriot este persoana care nu își leagă soarta sa de alte țări. Un patriot este persoana care își vede familia, rudele, viitorul și fericirea în țara sa. Iar dacă noi ne-am născut în Moldova, evident că noi nu putem fi patrioți a Rusiei, a Ucrainei, a României sau a Ungariei. Noi suntem patrioți ai acestei țări. Bună, rea cum este ea, cum spunea scriitorul, mama, ți-o iubești nu pentru că este frumoasă, ți-o iubești pentru că ți este mamă. Iată așa și aici, patria noi iubim pentru că ea este patria noastră. Deja problemele și greutățile cu care noi ne confruntăm în țara noastră, ele urmează fi soluționate inclusiv și de noi. Și iată, aici deja trecem de limita aceasta metaforică a patriotului, în care el deja începe să acționeze, începe să lanseze diferite inițiative, apeluri, începe să grupeze oameni după interese. Iată, numai prin așa exemple, patriotismul capătă o valoare adevărată și el poate produce schimbare în societate. Noi, cel puțin eu personal, mă poziționez ca patriot. Eu, într-adevăr, nu am nevoie de cetățenii străini, eu nu am nevoie să emigrez din Republica Moldova pentru a fi fericit și eu toate planurile mele și toate activitățile mele le leg exclusiv de țara noastră. Bineînțeles, camizez pe suport și colaborare de orice, unii sunt deschis să interacționez cu orice cine, doar că asta să producă efecte și beneficii pentru țara mea. Haideți să vedem. Noțiunea de patriotism mai este valabilă acolo unde predomină problemele economice, unde se fură miliarde, unde bătrânii au o pensie de 800 de lei? Eu cred că da. De ce? Sau cum se manifestă? Se manifestă foarte simplu, că un singur om poate să schimbe soarta unui stat. Trebuie să fim de acord. Cunoaștem multe exemple pe parcursul istoriei și destul de bune. Și atâta timp cât noi spunem că, of, situația e grea,
economie, nici nu avem despre ce discuta, tot nu, este un pas greșit. Eu cred că totuși ar trebui să ne apucăm de treabă și să facem ceva, dar nu numai să vorbim mult sau ce este un trend în ultimul an, să mergem peste hotare și de acolo să facem bloguri cât este de urât și cât da, este și de greu în Moldova și să comentăm că lumea care locuiește aici, nu știu, poate pe unele momente nu înțeleg sau, nu știu, cum mai zic la nu noi, dau seama, da, nu-și dau seama și așa de mai departe. De psihotare se vede mai bine echipă. Da. Să facem bloguri că de psihotare noi vă susținem și suntem cu voi, dar de fapt nu ne aflăm cu voi aici unde luptăm împreună, dar ne aflăm în altă parte. Tineretul, până la urmă, se tot zice că este obosit de jocurile politice, de tot felul de scenarii și așa mai departe. Vă veniți să insuflați această încredere, încercați să prezentați realitatea așa cum este ea, prin intermediul asemenea proiecte și prin intermediul personalităților pe care am auzit astăzi și în cadrul conferinței de presă, că le propuneți drept etalon, dacă aș putea spune așa. Fiecare își alege etalonurile după personalitatea sa, aș putea spune. Și noi nu insuflăm tinerilor un model anumit sau o concepție anumită de viziune. Noi prezentăm doar oameni și idei care au fost de succes aici și ei singuri își fac alegerea. Este un etalon pentru ei sau nu? Domnule Roibu, Asociația Obștească, întruniri, respectiv se mai cere un termen aici. Bani. De unde? Iată, asta a fost întrebarea la care eu azi m-am așteptat în cadrul conferinței de presă și a fost mirat că oamenii nu au întrebat despre da, asta. Înseamnă că nu interesează. Da. Dar este un domeniu despre care ar trebui să se știe, pentru că des ori oamenii când vorbesc despre asociații obștești, când vorbesc despre voluntariat, îi totdeauna își pun întrebarea. Dar bani de unde? Dar atunci când intrăm în esență și vedem ce presupune asociația obștească, noi trebuie să avem vedere că aceasta este obligatorie, o asociație non-profit, ceea ce înseamnă că ea nu înregistrează profit și activitatea ei nu generează venituri. Iar atunci când vorbim despre voluntariat, înțelegem că acesta este un serviciu fără plată, prestat de oameni în interes public. Iată, când legi acești doi termeni, înțelegi destul de bine de unde bani. Iată, eu, dacă o să analizez sesiunile și invitații cu care noi ne vom întâlni pe parcursul proiectului nostru a expert, atunci o să vedeți cât de simplu se organizează lucrurile atunci când încerci, când știi pe cine și cum să-i unești împreună. Vă dau un exemplu. Este o cafenea în Chișinău, nu vreau să-i dau numele ca să nu fac publicitate, da, care ne oferă al doilea nivel al cafenelei, unde noi facem întrunirile cu experții noștri. Și ei spun o condiție simplă. Pentru 2 ore de sesiune va trebui, noi nu punem taxă ca voi să achitați, dar va trebui să asigurați o consumație de 2000 de lei. Și atât că stai să calculezi, 40 de lei iese de persoană, dacă sunt 50 de oameni, dar noi vom fi mai mulți pentru că vor fi și voluntarii noștri. Aceasta este foarte simplu. Când tinerii, fiecare în mod individual, se duce și își cumpără o cafea, bea o cafea și stă la discuții cu Valeriu Stalep, de exemplu. Discută problema securității naționale. Alt exemplu. Noi vom avea domeniul istoriei naționale. Noi ne vom întâlni, cel mai probabil, dumnealui a acceptat deja invitația, cu domnul Victor Stepaniuc, decanul Facultății Relații Internaționale de la IRIM. Noi ne vom întâlni în sala unei biblioteci. Vorbim despre domeniul afacerii, da? despre concernul de vânzări auto, da, care v-am spus. Noi ne vom întâlni în cadrul întreprinderii lor, în sala de conferințe lor. Domeniul politică. Am spus că vom face o vizită la președinție. Noi nu avem nevoie de cheltuieli. Și iată, unicul lucru care noi trebuie să-l asigurăm ca organizator acestui eveniment, asta este buna gestionare a voluntarilor noștri. Asta este un management al logistic, da? Și este o grijă din partea voluntarilor noștri pentru fiecare din participanți la acest proiect, ca noi să ne asigurăm că la timpul cuvenit, la locul cuvenit, toți sunt pe loc, ei beneficiază din întregul suport al nostru. Iar vorbind despre de unde bani în asociație, eu am să vă dau un exemplu, că activând pe parcurs în mai multe organizații, noi am reușit să atragem în Republica Moldova proiecte de mare valoare. Ceea ce presupunea că noi invitam în Republica Moldova pe bani străini, nu pe banii noștri, invitam în Republica Moldova tineri din 6, din 10 țări care veneau,
cercetau realitățile din țara noastră, preluau anumite exemple din țara noastră, care interacționau cu alte organizații și tot așa se nășteau planuri mai departe. Iată, noi am beneficiat de asemenea suport de la finanțatori internaționali și iată de aici și întrebarea. Da, organizațiile pot să-și asigure o sustenabilitate financiară în sensul în care cheltuielile legate de cheltuieli administrative, anumite salarii cât de cât pentru lucrătorii care lucrează în această organizație, pot fi asigurate cu suportul finanțatorilor externi și finanțatorilor interni, care de obicei sunt companiile mari și mai mici, dar pe care trebuie să știi să îi să-i atragi, să-i motivezi și atunci când vii la ei cu o propunere, să le ghicești foarte bine interesele, ca să știi ce le propui. Domnule Ciurea, să presupunem că am 27 de ani. Eu rămân dincolo de paravan? Nu sunt admis? Ce facem? De ce anume acest segment vreau să revenim? Pentru că atunci când vorbim despre mentalități și când vorbim despre exemple demne de urmat, cred că ar fi loc și pentru persoanele trecute de prima tinerețe. Păi, să urmează și alte proiecte. Aici vreau să ajungem. Da, prin intermediul misiunii dumneavoastră, într-adevăr, ați facem un mic anunț și vom anunța că noi avem și alte proiecte care se preconizează în scurt timp, după, adică după și în perioadă, așa, da? În perioadă, da. Mai avem încă 3 proiecte, sper că vor fi de succes și în cazul, cum a spus și dumneavoastră, că aveți 27 de ani și nu sunteți admis, mai sunt șanse. Și este foarte important în vârsta de 27 de ani că cineva să coate că păi am 27 de ani, n-am reușit tare mult să fac, păi mai bine e să iau valiza, cum s-ar spune, și flughi și să plec din țară, dar totuși aș vrea să motivez persoanele în cauză și să le spun ajunge atâta să fim manipulați de, spunem așa, de mass media și multe surse din internet care ne dau de gol deseori. Ar trebui, într-adevăr, să fim realiști, să trecem la treabă, într-adevăr, în prim sens al cuvântului, și să fim puțin mai pozitivi. Cred că vom reuși să schimbăm tare mult. Pentru că dacă să analizăm portalurile media, cele mai mari din țara noastră, atunci când citești primele titluri, îți creează impresia că în Moldova este o tragedie absolută. Că ieșirea din situație nu este nici cum și că mai rău nici nu se poate. Pe când, dacă noi o să luăm exemplu altor state, inclusiv și din regiune, dar și din restul lumii, noi înțelegem că nu trăim noi chiar cel mai rău din lumea asta. Da, este clar că nu trăim cel mai bine și înțelegem și de ce, dar cel mai rău nu trăim. Și ca să fim... Dar întotdeauna, indiferent de zonă, oamenii și-au dorit să trăiască din ce în ce mai bine. Este o legitate firească a naturii. Omul este un asemenea animal care nici cum nu care se poate deprinde cu binele, dar invers, noi spre primește. Noi înțelegem lucrul ăsta și noi și trebuie să tindem, dați fim sincer, noi trebuie să tindem înspre mai bine, însă noi trebuie să conștientizăm că binele acesta în țara noastră nu poate fi realizat fără participarea noastră. Și plecând undeva în Dublin sau în Londra, văzându-te pe Skype cu mama și trimițând acasă 200 de euro pe lună, asta este zero impact pentru țara noastră. Din contră, statul nostru care asigură cheltuieli și care asigură dezvoltarea unui cetățean competent, se primește că nu are de câștigat nimic, ba mai mult, el investește în cetățean, iar până la urmă beneficiază un alt stat străin, un cetățenii noștri, de obicei se integrează foarte bine. Haideți să vedem iarăși și în cadrul conferinței de presă. Astăzi ați menționat că mergeți pe ideea cooperării în domeniul de tinerii, cer scuze, și domnul Roibu enunța astăzi o cifră a numărului ONG-urilor din țară. Mie mi este greu, chiar nu cunosc câte ONG-uri avem noi și câte dintre ele sunt funcționale, însă vreau să vă întreb cu câte dintre ele mai colaborați, pentru că suntem conștienți, anumite aspecte țin de fapt de o conlucrare fructuoasă cu alți semeni de ai noștri, de ce nu? Noi suntem deschiși pentru orice colaborare și chiar și proiectul ăsta de colaborare cu România a fost un schimb de experiențe cu alte organizații și sperăm ca pe viitor la fel să avem organizații deschise ca și noi spre parteneriate și chiar sperăm la o cooperare cât mai eficientă. Domnule Roibu, noi da. În țară avem
După datele pe care le oferă Ministerul Justiției, avem peste 5.000 de asociații obștești. Atunci când noi vorbim despre asociații obștești, noi n-ar trebui să le interpretăm ca pe partide, pentru că partidele sunt de obicei mari, au un scop spre a guvernare în societatea civilă și asociațiile obștești se grupează, este necesar cel puțin 3 oameni ca să formeze o asociație, ai nevoie de cheltuieli de 500 de lei ca să registrezi taxa de stat, ștampilă și cont bancar și poftim, asociația dumneavoastră există. Altceva este... Vorbim ele despre impact, vorbim da, despre... asta este că noi vorbim despre interesul după care se grupează cetățenii în această asociație. Dacă se formează o asociație obștească care să aibă grijă de o pădure, de exemplu, noi nu se prea cunoaștem despre ea, pentru că impactul și interesul ei sunt destul de limitate la un, și localizate. Da? Dacă noi vorbim despre asociații tineret mari, atunci bineînțeles că ele sunt destul de puține ca număr și au un impact mai mare decât poate chiar restul organizațiilor luate împreună. Deci cifra sau numărul de asociații obștești înregistrate oficial nicicum nu trebuie să o interpretăm în raport cu efectul în urma asociațiilor obștești, ci trebuie să privim la persoanele care formează această organizație, la ce idei și proiecte ei promovează, cum ei se poziționează, cum ei reacționează la diferite fenomene sau încălcări sau lucruri pozitive care se întâmplă în țara noastră. Iată, doar prin această prizmă poți să vezi cât de efectiv este această organizație. Și nici de cum nu numărul lor nu dă niciun indiciu efectul la asta. Eu vreau să facem aici o concretizare, sau cel puțin eu să înțeleg. La ora actuală, asociațiile obștești din țara noastră nu sunt politizate? Să nu ar trebui să fie politizate? Noi avem 5.000, peste 5.000 de asociații, da, și 40 de partide. Haideți să ne imaginăm că fiecare partid ar trebui cel puțin să politizeze câte 100 de asociații. Ceea ce nu este adevărat. Eu cunosc o sumedenie de colegi din diferite și foarte diferite asociații care nu au nicio interacțiune cu domeniul politic. Ei bun, dacă noi vorbim despre domeniul politic, atunci asta înseamnă politic, dacă o să intrăm în esența definiției, asta înseamnă treburile statului. Da, bineînțeles că ei se ocupă cu treburile statului, da, pentru că inclusiv și despre trecerea pietonală despre care vă spuneam, ea face parte din treburile statului, dar tu te ocupi cu asta, dar fără a pretinde la asumarea actului guvernării sau la implicarea în alegeri sau așa mai departe, nu cred că este, că își are locul ceea ce spuneți dumneavoastră, doar parțial, pentru că noi, eu cel puțin cunosc exemple unde asociațiile obștești pregătesc terenul pentru partidele politice. Iată, eu n-aș fi vrut să vorbesc tare mult o tema asta, dar există în țară, de exemplu, organizații unioniste care pregătesc un mesaj unionist dur pe care mai târziu îl preiau partidele politice și la alegere acumulează capital politic pe seama la asta. Fac deputat. Deja mai departe relația lor eu nu o cunosc și nici nu aș vrea să o cunosc. Dar să insiști că există o relație strânsă între absolut toate partidele și absolut toate organizații nu este drept. Cel puțin în localitatea mea de Bașna, de unde eu sunt, eu cunosc organizații care se ocupau cu niște lucruri de dreptul foarte benefice, fără a avea nicio interacțiune cu domeniul politic. Da? Ei măsurau nivelul de poluare a fântânilor din localitatea noastră. Ei făceau anumite proiecte de studii referitor la diferite probleme pe care le aveam noi în comunitatea noastră. Și spre asta tindem și noi. Dacă o să încercați să găsiți ceva politic în proiectele noastre, nu o să vă primească absolut, pentru că aici se întâlnesc cu oameni care au viziuni total diferite, dar care, prin exemplu lor, pot să oferi ceva bun cetățeanului. Și până la urmă, noi și aduceți-vă aminte că proiectele noastre sunt orientate spre dezvoltarea noilor lideri. Noi spre asta și tindem, că atunci când vor fi lideri capabili, atunci va fi și o elită veritabilă, atunci țara noastră va avea și o dezvoltare autentică. Domnule Roibu, o minută avem la dispoziție, două întrebări insist ca să vă le acord. 1. Aveți planificat 50 de tineri care vor participa. Ce se va întâmpla dacă veți avea, nu știu, care e solicitarea la moment, zic și o cifră arbitrară, 500 de solicitări, veți extinde numărul de participanți? Este destul de greu să mărim numărul de participanți, pentru că ne dăm seama că într-o încăpere numurile sunt limitate și atunci în cazul în care noi va trebui să avem săli mai mari, atunci deja apare factorul financiar, noi va trebui să cheltuim bani. Pentru asta ceea ce noi nu putem să ne permitem la această etapă. De ce urmașii lui Ștefan? Urmașii lui Ștefan este denumirea organizații noastre pe care noi am hotărât să o fundăm în baza simbolului central al neamului nostru, Ștefan cel Mare.
Ștefan cel Mare este cel mai mare dintre moldoveni și noi am dori să continuăm ideile și gândurile lui de dragoste față de țară, de dezvoltarea țării proprii, diplomație în raport cu vecinii și cu oamenii care interacționez și nu în ultimul rând gândul la viitoarele generații. Domnilor invitați, vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru informațiile pe care ne le-ați furnizat. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi Reflector Analitic. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de noi.